Bună tuturor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce spune tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând, gratuit, pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai link în primul comentariu dacă dorești să accesezi aplicația. Ai multe servicii acolo, gratuit. Ok, la baza pachetului avem norocul, avem văduvul. Este o persoană aici păgubită de ceva, bărbat păgubit. Poate să reprezinte și faptul că cineva poate a fost prea dur, prea rece și acum regretă, însă văd aici clar o carte a norocului, o carte a bucuriei pentru tine. Deci ceva te bucură, ceva îți umple sufletul. Pentru tine avem așa un personaj aici care poate să te invite undeva la o distracție. Când zic distracție, poate să însemne și că te invite la o cafea sau poate să însemne de asemenea și niște discuții aici care au loc privind o întâlnire. Ce mai văd este o bucurie pe care tu o ai în acest moment privind ideea de studiu, ideea de proiect. Cineva se gândește aici la o distracție sau niște vești pe care le primești legate de niște persoane care în momentul ăsta, nu știu, fie se află într-o perioadă liberă, fie sunt persoane care, știu eu, sunt mai glumețe din fire. Hai să vedem despre ce este vorba. Ok, văd că ești foarte sigur pe tine privind o hotărâre, o hotărâre care ține de o problemă. Da? Deci ca și cum cineva ți-a zis ceva, ți-a făcut ceva și ești foarte, foarte hotărât aici să mergi pe o anumită direcție. Ești foarte hotărât să te bucuri de ceea ce ai, ești foarte hotărât să faci lucruri mari. Are legătură cu niște minciuni, cu niște iluzii, o situație care, știu eu, a fost învăluită în mister. Cavalerul de bâte, ei, poate avea legătură cu aventură sau o persoană căreia îi place așa să-și trăiască viața din plin, este o persoană care acționează foarte rapid. Hai să vedem pentru casa ta. Pentru casa ta văd aici pe cineva la distanță de tine care fie te sună, fie îți dă mesaje, vrea să știe cum ești, vrea să știe dacă ești bine, poate este o rudă, poate este cineva din apropierea ta. Hai să vedem despre ce este vorba. Magicianul și 5 de bâte. Ei, aici este o persoană, fie persoana asta este puțin stresată pentru că vrea să știe ce faci, dacă ești bine, fie este vorba despre o persoană aici care fie joacă la mai multe capete, fie persoana aceasta se află într-o perioadă puțin complicată, dar dacă tu te afli acum într-un moment puțin agitat, să știi că e cineva care veghează acolo asupra ta, este o persoană care vrea să știe totul. Văd pe cineva care te privește de la distanță, doar că persoana asta fie nu-i foarte sinceră, fie are niște probleme, justiția, îndrăgostiții. Se simte și atrasă persoana asta. Uite, 9 de monede, deci poate e ceva legat de încredere, dar pentru alții e ca și cum vreți să reparați ceva în casă, vreți să faceți ceva pentru sufletul vostru și atunci vă interesați aici de cea mai bună soluție. Dar, totuși, eu văd aici că e ceva legat și de un sfârșit eliberator. În curând, fie primești un cadou, fie te bucuri de o veste bună care poate să țină de bani sau pur și simplu o veste bună care ție îți dă o energie mult mai frumoasă. Este vorba despre un cadou, aș zice eu. În curând văd o persoană temătoare
sau o persoană care este obosită și care îți dă această veste. Uite, aici cineva care se eliberează așa brusc dintr-o situație complicată. Mai vreau o carte. Zece de monede, șase de bâte. O bucurie aici care poate să țină de familia ta sau poate este o bucurie care ține de o ședință, de o adunare de oameni. Dacă este o persoană care te valorifică. Dar pentru alții, dacă așteptați un răspuns, să știți că acesta vine și foarte rapid. E ceva legat de un drum. Deci faci un drum și acolo rezolvi ce ți-ai propus. Sau poate să fie vorba despre cineva care ia o hotărâre importantă în legătură cu o mutare, în legătură cu o călătorie. Pentru unii poate sunteți într-o relație la distanță și atunci aveți discuții de gen. În viitor, o călătorie, uite un drum, sau cineva care face multe drumuri și care te contactează. Hai să vedem ce e cartea asta. Valetul de spade, cavalerul de monede. În viitor, uite, cineva se va interesa sau va încerca să discute cu tine în legătură cu o ofertă financiară. Sau poate să reprezintă faptul că cineva aici vrea să poate să colaboreze cu tine. Poate să reprezinte și un drum pe care ți se propune. Cineva care e foarte mândru, e foarte bucuros sau bucuroasă. Mai vreau o carte. Asul de monede, valetul de monede. Deci în viitor eu văd aici o veste pozitivă, da? Care fie ține de bani, fie ține de studii. Pentru unii văd un nou proiect, un nou loc, ceva diferit. Ce nu știi tu? Tu nu știi că aici este o persoană care e sinceră, e stabilă sau ceva din jurul tău e constant, da? Deci poate o persoană e constantă, e mereu acolo, nu face niciun pas înainte, nici înapoi, dar este o persoană care te poate ajuta. Este o siguranță aici legată de bani sau legată de un cadou. Asul de spade, să știi că înseamnă și faptul că tu nu știi despre o hotărâre care s-a luat în jurul tău privind planul financiar. Dar este un personaj de încredere aici. Soarele, roata destinului, șase de cupe. Deci este o bucurie mare, fie legată de trecut, fie legată de un copil. Mai vreau o carte. Deci tu știi că cineva e foarte hotărât în legătură cu niște bani, fie bani pe care ți-i dă, fie bani pe care trebuie să-i dea. Pentru unii, șase de monede poate să însemne și nu știu, o moștenire care se împarte, spre exemplu. Da? Hai să mai vedem o carte. Ce nu știi? Opt de cupe, șase de cupe. Deci tu nu știi aici că cineva a dat la spate trecutul sau cineva a dat la spate fie o relație de suflete pereche, fie este cineva care e foarte hotărât în legătură cu o situație. Pe neașteptate, un copil. Poate este o persoană mai tânără care îți dă o veste. Copilul poate să însemne și o persoană sinceră, cu inima deschisă, dar poate să reprezinte și o nouă etapă, poate un nou început. Hai să vedem pe neașteptate ce-i cu copilul. Faetonul, 5 de spade și lumea, o legătură cu zodia rac. Da, o legătură cu zodia rac. Poate să reprezinte aici, bineînțeles, și o victorie, da? Poate să reprezinte o persoană care are niște probleme la drum sau cineva care hotărăște să iasă dintr-o situație complicată.
Pentru că e ceva legat și de un drum și de o eliberare. Lumea reprezintă un succes, reprezintă o veste bună. Poate să însemne aici că se ia o decizie, să zic la muncă, da, și se termină o perioadă aglomerată sau o perioadă stresantă. Pentru alții este o veste bună care ține poate de o mașină, că e foarte puternică ideea de schimbare, de drum. Pe neașteptate, avem 2 de bâte, cavalerul de spade. Este cineva aici care își face niște planuri pe termen lung. Iar ce o să te mire este o femeie tânără. Este o femeie blândă, este o femeie dulce, frumoasă. Hai să vedem. Ce o să te mire? Regina de monede, 10 de bâte. Deci o conexiune aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate o să te mire aici o persoană care este ceva mai aglomerată sau o persoană care are niște probleme financiare, dar poate să reprezinte și cineva care are foarte multe responsabilități. Vreau să vedem despre ce e vorba, da? Ce nu știi tu aici. Boală și casă străină. Și cineva care poate are o problemă medicală, mai văd aici o persoană ușor, poate supărată sau chiar cu o problemă, poate la nivel emoțional. Ai vrea o carte. Veste rea, pierdere, pagubă. Deci tu nu știi aici despre o pierdere pe care cineva o are, despre o pagubă, despre o veste mai puțin plăcută. Ai vrea o carte. Lacrimi. Deci este o persoană aici foarte înlăcrimată în jurul tău, care a luat o hotărâre și se pare că se ține de treaba respectivă. Să vedem pe neașteptate. Ce-i cu noul început? O veste despre final pe care o afli pe neașteptate. Și cineva care ar vrea să te revadă. Avem o companie plăcută și surpriză. E, aici o să rămâi. Deci pe neașteptate, e cineva care îți dă o veste despre un sfârșit, vrea să te revadă sau vrea să reia legătura cu tine, da? Și în acest context vei avea parte de o surpriză. Și ce o să te mire, să vedem ce-i cu personajul ăsta. S-a întors o carte. Aici tu o să rămâi surprins sau surprinsă de o veste foarte mare care apare. O veste bună. Care e și cu ceartă, dar și cu bucurie mare. Ce o să te mire? Te întâlnești cu cineva, da? Îți spune cuvinte frumoase, te laudă, te apreciază, da? Și îți povestește despre o ceartă sau îți povestește despre o situație complicată prin care a trecut sau prin care trece. Uite, noutăți plăcute în legătură cu o dragoste, dragoste sinceră. Mai vreau o carte. Drum lung, tranziție, schimbare. Drum lung, tranziție, schimbare. Interesant. Să zic că ai o rudă, da, care e la distanță de tine sau poate e vorba de o prietenă și asta o să te mire că persoana aceasta îți dă o veste care pe de-o parte te bucură. Avem
avem o femeie matură. Deci poate e cineva din familia ta, din jurul tău. Dar e o persoană aici care ține sincer la tine. Da. Hai să vedem ce zice și oracolul. Avem așa, suflet geamăn, da? Sau poate e ceva la care lucrezi împreună cu o persoană, pentru că văd că fiecare își aduce atribuțiile și împreună faceți un întreg mult mai frumos. Poate să însemne de asemenea și o hotărâre importantă aici, legată de o persoană foarte sigură pe ea. Și avem întâlnire, cină romantică, noroc, finanțe și carieră sau succes. Deci poate să fie o veste bună care ține de partea profesională. Pentru unii poate dragostea apare pe la muncă. Sau atunci când te duci să rezolvi ceva. Mai vreau o carte. Uite, a sărit cartea asta de aici. Uite, e cartea schimbării. Da? Deci o schimbare. Mai vreau o carte. Avem o femeie cu părul deschis la culoare, cineva care fie trăiește în străinătate, poate este o persoană care călătorește mult sau o persoană străină cumva, din altă cultură, din altă religie. Da? Mai poate să fie ceva legat de o vacanță, ceva legat de o călătorie îndepărtată. Avem iubire adevărată, conexiune sinceră și libertate, a fi singur, a te elibera. Și din nou ideea de uniune, de relație, aici poate să însemne și o înțelegere pe care o faci cu cineva. Ok. Hai să vedem oracolul ce spune. Nu vreau să te uit, aș rămâne prea gol. Oricâte persoane aș întâlni, n-au cum să te înlocuiască. Și mai avem mesajul, recitesc toate conversațiile noastre. Mai vreau o carte. Te-am rănit, dar regret nespus. Sper că ești bine fără mine. Îți promit că într-o zi ne vom regăsi. Te visez în fiecare noapte, aș vrea să te pot scoate din mintea mea. Interesant. Hai să vedem și îngerii romantici ce părere au. Se merită să aștepți. Timpul divin este la muncă în favoarea ta și avem aici din nou ideea de copil, că afectează relația. Poate să însemne și imaturitatea unei persoane, da, că afectează relația în sine, orice tip de relație, dar poate să reprezinte și faptul că se merită să aștepți o nouă persoană sau un nou început. Uite, ci că această persoană este cea aleasă. Deja ai întâlnit persoana potrivită, zic îngerii. Și mai avem un mesaj, finanțe și carieră. Finanțele sunt un factor care afectează viața ta amoroasă și avem pasiune. Deci undeva există o pasiune, există o atracție. Și îngerii zic să te eliberezi de acolo de unde tu simți că nu mai ești iubit sau nu simți că lucrurile mai funcționează.
Trebuie să te eliberezi, să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Hai să vedem ce zice oracolul. Schimbare, puritate, noutăți, mesaje. Deci tu aici poți să afli niște vești, cum că o perioadă s-a încheiat, cum că s-a rezolvat o problemă, că... Dar eu văd aici pe cineva foarte sincer, cu inima deschisă. Avem o femeie supărată, deci nu se accentuează ideea aceasta, este o femeie sensibilă, poate e singură sau stă într-un loc mai sărăcăcios, poate să fie și asta, sau are acea senzație de singurătate și avem oportunități casă ușă. Deci poate surpriza este că femeia aceasta reușește să-și rezolve ceva. Dacă ești tu, da, uite, ți se deschide o poartă, reușești să ieși, da, dintr-o situație complicată. E o nebunie aici totală. Poate aștepți un răspuns de la o rudă. Ca, uite, iar e ceva legat poate și de o călătorie. Și mesajul ăsta vine ca o surpriză. Și avem așa, dorință, pasiune. Stabilitate, creștere, acceptare. Uite, deci văd aici un personaj foarte hotărât. Foarte, foarte hotărât. Poate să însemne și o hotărâre mare care se ia, poate din punct de vedere profesional, poate e cineva din familia ta, din cercul tău de prieteni care ia o hotărâre importantă. Hai să vedem. Și din nou, uite, deci lucrurile aici să știi că încep să se miște. Hai să vedem și niște mesaje de aici, din acest oracol. Avem o companie plăcută, luna septembrie, cifra 9, deci este vorba despre un final de etapă, zodia fecioară, zodia balanță, o companie plăcută, X, da? Deci o persoană nouă. Emoții, inițiala E, albastru, conversație, ok, aprilie, cifra 4, zodia berbec, zodia taur, te dorește cineva, scrisoare, mesaj, culoarea roz și ultimul mesaj, oglindă, inițiala O. Ok. Eu cred aici că, uite, tu ai ocazia să cunoști pe cineva nou, este o persoană care îți aduce emoții noi în fața ta și această persoană, să zic, te caută direct sau este foarte prinsă de tine. Trăire, prezent. Bărbat tânăr, luna martie, zodia berbec, zodia pești, cifra 3, deci poate niște conversații pe care le ai și avem blândețe, femeie. Ok. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag, sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita că oricând ai nevoie de o ghidare gratuită, mă găsești cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.